Ok, deci ceea ce ați văzut se numește noul intro al canalului și este modul lui Kawai de a spune felicitări pentru 25.000 de abonați. Bine, asta cred, adică... A, da, și să nu uităm, Messi, pentru 25.000 de abonați. Sigur nu uitam dacă nu facea intro-ul, nu? Încă o dată mulțumesc, Kawai. Aveți link-ul în descriere dacă vreți să vedeți ce face el. Și da, oh, dar vai, unde sunt manierele? Salut la toți și bine v-a regăsit la un nou episod. Astăzi cu câteva chestii. În primul rând, un event nou la care o să ne întoarcem puțin mai târziu și cam asta este imaginea de bază, dar nu, momentan nu trebuie. Mai e și faptul că, de fapt, din Deathmatch-ul își schimbă armele în fiecare zi. Na, asta nu aveam de unde să știu. A, da, și am putut să fac roșii de top-up cumva sau în alt cumva. Da, mă rog, deci ceva de genul arată mașina. Este... e aurie, asta e sigur. Și aparent are și sclipici pe ea și chestii, dar nu cred că o să folosesc pentru că... Na, după ce nu o să mai fie nici asta la fel de rară, o să trecem pe asta și cam asta se termină. Bă, dar eu acum observ că aici are farurile sus și aici are farurile jos. A, da, și să nu uităm de emote-ul cu banii, pentru că și ăsta e destul de important. Bine, nu o să îl folosim momentan, că nu ne trebuie. Și avem și Better Pass, acum nu mai suntem la fel de săraci ca episodul trecut, deci după ce îl terminăm va trebui să... Na, să-i facem... unboxing, să zicem. Bun, iar acum vom merge la Diamond Royale, unde avem un nou costum după ceva ani. Mai pe scurt, costumul de a fost acum vreo 2 săptămâni, doar că varianta feminină. Și de câte am observat, la mulți, foarte mulți, le-a picat din, nu știu, maxim 20 de spinuri și chestii de genul. Deci, da, să sperăm că și noi avem norocul necesar pentru a-l lua din nu prea mulți bani. De fapt, nu tichete în cazul meu, pentru că eu nu dau așa ceva. Ok, bun, hai să începem. Deci, bun, da, acum 10 spinuri. Ok, bun, deci este epică. Ok, fragmente, fragmente. Adidas, Adidas, parașută și... mască și încă ceva. Nu știu, deci 10 spinuri s-au dus. Deci, din momentul ăsta, teoretic, dacă ne-am luat după statisticile la care a picat costumul, ar trebui să-l luăm. Dar nu eu decid asta, deci va trebui să... Ok, bun, este legendară, este clar că este... orice, dar... De ce? Uite și tu ce joc! Cred că fragmentele astea trebuie să fie scoase cât mai recent. Ok, bun. Nu asta trebuie să ne dezamăgească pe noi, trebuie să luăm costum, pentru că în momentul ăsta... Crește cam mult din noroc și, ok, este epică, se pare că nu vom reuși nici data asta să facem ceva cu viața noastră care să ne uimească sau ceva, decât duplicate și câteva vouchere pe acolo. Sigur nu mă așteptam la așa ceva, nu, nu, nu. Da, mă rog, ultimele 12 spinuri, ha, mă, măcar dă-mi-l din astea să știu eu că mă simt bine. Pe ce, el prost. Ok, nu contează, hai să vedem totuși ce poate să pice, parașută, parașută, fragmente și... A, na, se pare că unii îl iau din Lucky, nu știu, 20, iar eu mă duc spre 100. Na, în cazul ăsta vom merge la eventul de sus, unde am promis că o să mergem. Bun, deci mai pe scurt este... nu știu cum să-l numesc. O ruletă ca oricare alta, doar că sunt câteva dintre costumele de au fost acum ceva timp la Mystery. Și ca de obicei ai o șansă să dai puțin sau mai mult. În cazul de față, 1% este 10 diamante și se duce în sus, în sus, în sus, până la 1000. Na, nu știu exact cum funcționează, dacă poate să pice și duplicate sau nu, dar... Da, cam asta este tot ce poate să pice. Sunt multe chestii și, sincer să fiu, cred că ar sta foarte urât să, gen, să dea cineva 99% șansă și să-i pice o cutie de asta. Deci, cred că n-ar mai băga banii viața lui pentru eventuri. Dar nu o să fie cazul nostru, pentru că vreau să testăm ce se întâmplă dacă umplem toată bara asta. Oare este adevărată șansa asta că 100% chiar este 100% sau de fapt gara în aminte și... Bun, deci îmi trebuie teoretic 4 costume și eu vreau doar 1. Na, hai, mă rog, dacă... chiar trebuie să dau... Nu, stai, nu, facem altceva. Dăm întâi 10 de testare ca să vedem dacă chiar merge chestia asta și chiar... Ok, aparent e în turcă. Bun, deci presupun că dăm pe ONE ăsta și vom vedea că luăm un bounty token. Ok, se pare că merge pe același sistem. Wow, se pare că voi rămâne cu 0 diamante. Iar rămân falit. Yay! Bun, deci chiar vreau să fac așa ceva? Chiar... bă, deci, nu știu, deci cred că dacă îmi pică costumul ăla de pește pe băiat, chiar că nu o să... O să fie urât, adică...
nu vreau așa ceva. Nu știu, dacă îmi dă băiatul ăla de a fost la Mystery cu părul alb sau fata de gheață că vreau la colecție, eu sunt cel mai fericit și, bă, acum stau și mă gândesc cu are spică și duplicate. Bine, ar fi cam imposibil pentru că are resena banii rosiți și mai multe. Ok, bun. Oh, Doamne, de ce fac asta? Te rog, spune că o să fie bine. Ok, deci mi-am pus mâna la ochi și în momentul ăsta... Ah, perfect! Bun, 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 e bine. Ok, dar unde ar trebui să fie bundle-ul acum, e întrebarea? Adică nu-l văd, nu știu, ar trebui să fie aici, nu? Da, nu știu, nu prea înțeleg. What, acum era roșu, ia ce se întâmplă, bundle. Ah, ok, a fost puțin delay aparent. Se pare că este mai... înghețat decât credeam. Bine, așa cum a spus, îl voiam la colecție. Nu mă interesa neapărat să... Nu știu, să-mi pice duplicată, dar e bine că a picat ăsta, măcar nu a murit tot norocul. Bă, dar sincer să fie o rată fain pantalonii și parcă și... A, ba nu, asta strică. Ok, și cred că cam așa o să rămână. Bun, deci da, știu că arăt oribil, nu mă judecați, doar am vrut să văd ce îmi este drept combinație cu pantalonii ăștia. Se pare că asta a fost cam tot ce am putut să fac. Cred că ar fi arătat mult mai bine fără gheață pe ei, adică aș fi putut să-i combin cu mai multe, dar... Na, ne acomodăm cu ce avem. Na, asta e, va rămâne în istorie că nu am putut să iau ăsta singurul, nu, stai, nu, al doilea bundle la Diamond pe care n-am apucat să-l iau pe filmare. Na, sigur o să fac eu ceva și tot o să-l iau, deci nu e problemă de asta, dar până atunci... bă, nu știu, parcă aș da doar 10 spinuri de testare. Numai ca să văd eu ce se întâmplă, să mă conving că nu mă dau la famasul ăsta și că aveam Lucky 19 și radar 24 de ore. Asta și... Wow, ok, nu mai dau aici niciodată. A, da, era să uit. Am avut pe aici undeva, bine, încă am. Primul rând, crate-ul ăsta de la Warrior Box, care dă două badge-uri și cred că sunt importante și alea. Bun, și în al doilea rând, știți că v-am spus de cutiile astea de la reclame. Deci avem 10 și da, hai să vedem ce poate să pice. Ok, se pare că am luat bluza permanentă și nu cred că avea șansă chiar atât de mare să pice, deci... Bun, da, am economisit 600 de diamante. Cred că restul nu erau chestii care m-ar fi interesat sau dacă mai erau, poate erau, nu știu, ceva de acolo cu 150 de diamante, deci... Da? Bun, și acum vreau să facem altceva. Pentru că este un videoclip atât de special astăzi pentru probabil prima dată în lume. O să mă vedeți pe mine cum mă joc fără skinuri. Of, Doamne, nu pot să cred că fac așa ceva, dar na, se pare că odată cu o sumă de asta foarte nebunească în ghilimele, trebuie să faci challenge-uri extreme. Ok, deci se pare că va te renunță chiar și la skin-ul pe Glock, deși dă... bă, dădea de... Bine, la cât de mult folosesc Glock-ul, cred că nu o să-mi pese, dar na, asta e. Of, Doamne, nu trebuie să fac asta. Bă, nu știu, cred că skinurile pe tigai și pe astea nu le voi schimba, că până la urmă îs skinuri care nu dau nimic, deci nu cred că și-au rostul. În rest, cele pe arme o să le schimb pentru că, ok, crossbow nu cred că o să-mi trebuiască, că singurul lucru pe care îl face. De fapt, știi ceva, hai să scoatem și pe ăsta, că poate cine știe ce lumea. Ok, scoatem skinul pe famas. No, skinul pe famas, oh, no. Skinul pe spas, unde avem o colecție infinită, pe M60, pe... Fapt, stai, și ceva, ăsta chiar îmi trebuie. Hai, mă rog, hai să lăsăm acolo să fie așa pentru filmare, să arate mai ceva. Ok, pe katana nu scoate nimic, pe grenadă oricum dă același damage, deci... Nu, și glue-ul default, că nu-mi plac. Bun, deci hai să facem o scurtă, de asta, un scurt, așa, mers. Deci M4 nu, AK nu, M14 nu, SCAR nu, Groza SKS, M24 nu, FAMAS... Dragunov, XM8, M60, ANA. Avem ECAR, ok, aici ok, MP5, UMP, VSS, MP40 și P90. Da, și... Bun, deci cam asta e. Of, să sperăm că o să iasă ceva fain, să sperăm că nu o să sfârșesc să mă lupt 1 vs 1 și o să mor pentru că n-am skinuri, pentru că, hei, eu contez de skinuri, nu, dacă nu știați asta, eu contez de skinuri. Fapt, stai, nu cred că se zice contez, eu depind de skinuri, cred că așa se zice mult mai corect. Bă, corect sau nu, ideea e că n-avem skinuri, deci... Da, mai multă atenție, mai multe hituri în cap și mai multă concentrare. Mă simt așa de ciudat fără să trag, nu știu, adică de ce trebuie să... Oh, ok, bun, avem și un aversat pe măsură, deci domnule Kayak, va trebui să suferiți. O să-l facem să sufere, o să-l facem să simtă gustul MP40-ului fără skin. Bun, deci de data asta nu vom sări în pic pentru că nu vreau să fiu pus într-o situație urâtă chiar acum, așa că vom merge cu... Știi ceva? Mergem iar ca turistiva pentru că episodul trecut s-a întâmplat ceva foarte
Foarte tare acolo. Sau de fapt acum câteva episoade, că a trecut ceva timp de atunci. Nu contează. Bun, deci vom merge aici. Domnule player, cine ești tu? Oh, domnul... stai, ăsta e default. Ah, ok. O să sufere mai puțin. E și mai bine. Okay, se pare că am găsit un pistol de care chiar nu o să am nevoie în viață. Și tu... Nu. Ok, n-am nimic în casa asta. Nu. Pleacă... Ok, știi ceva? Rămâi acolo pentru că stai bine unde stai. Bă, dar nu pot găsi și o armă. Ok, bun. În sfârșit, avem o armă ca niște oameni civilizați. Iar acum vom căuta niște loot. Se pare că până acum am găsit vreo 3... Ok. Se pare că va trebui să-l potulez pe acest domn foarte furios. Ah, ok, n-a fost greu deloc. Nu mă judecați, ridic, pentru că sunt fără skin-uri și depind de ele. Și ok, se pare că avem ceva frumos. Bun, trebuie să facem să conteze meciul ăsta acum că avem și această armă frumoasă la spate. Fiți gata să simțiți furia AVM-ului meu fără skin, pentru că... Da, e foarte înfricoșător, bau. A, se pare că avea mină. Ok, bun. Se pare că nu ți-a mers trucul tău cu mina. Nu mai bine decât al meu și sper să nu fi avut eu mină pe aici. Parcă pe de-o parte mi-e frică să mai ies din catulistii, va. Nu știu, mai trebuie chestii, mai trebuie... stai, deci avem așa. Bun. Bun, deci trebuie să mai așteptăm încă 15 secunde. Okidoki, hai mai repede. Bă, dar nu știu, mă simt așa de ciudat știind că AVM-ul teoretic e singura armă, pardon, care are skin. Bine, teoretic nu are, dar... Camuflajul ăsta de pe ea îl face foarte special. Bun, hai să luăm ăsta. Și da, pare mai sunt 20 de player și am un kill. O duc foarte bine, nu? No, bun, hai să mergem pe bătaie, că văd că nu-i după noi. Adică, vrem sau nu vrem, trebuie să plecăm din Catulistiva. Iară nu-i mai pe aici. Bă, ce se întâmplă cu orașul ăsta? Bă, dar de ce e așa de greu să faci kill-uri în ziua de azi? Adică, uite, deci tu, am un kill de 5 minute, cred. Și eu încă aștept să fac kill-uri, adică la modul ăla de... De ciudat mă simt. Ok, știi ceva? Mergem în zonă că ne cam pierdem timpul pe aici. Ba nu, uite-l. O fac, am ratat hit-ul. Ok, uite un toolbox. Să sperăm că nu are, ok, nu are nimic în el. Hai să-l lutăm repede. Iar acum partea cea mai dificilă. Verificatul turnurilor. Ok, pare să fie curat. Pare să nu fie chiar nimeni în ele. Deci meciul ăsta a fost foarte, foarte liniștitor. Dar fără kill-uri, deci asta îl strică. Ok, știi ceva? M-am cam plictisit. Mergem în ăsta, în UAV, să vedem unde se ascund aceste specimene numite playeri. Și vedem că avem acolo un supply drop ceva mai sus și două airdrop-uri în față. Ok, 3 glory-uri, mulțumesc frumos. Și sper că aici nu este mină. Ok, nu este. Oh! Da, fac, ce se întâmplă? Nu puteam să... Ok, nu contează. Bun. Ce cauți tu? Ăla e cumva pe aia. Ok, se pare că avem parte de un player foarte special care nu poți să... nu poți să dau... Așa. Bun, unde este al doilea? Că mai era unul pe... Ah, uite-l. Ok, se pare că... Ah, bă, voiam ca... Bun, nu contează, mai trebuie kill-ul, mai trebuie... Ok, habar n-am ce tocmai s-a întâmplat, nu mă întrebați, pur și simplu, nu știu. Ok, v-am așteptat puțin zona asta până când se... Acum, repede, hai. Dar vai, ce avem aici? Loot frumos și o tigaie și... un drop în față. Oare să-l campez, oare să nu-l campez, oare să-l campez, oare să nu-l campez. Bine, mă, hai, fie, nu-l campăm data asta. O să fim player bun, o să plecăm să mâncăm ciuperci. Ok, ce e aia? Se pare că... Oh, ok, se pare că avem player aici și nu vrea să-mi spună și mie unde este. De aceea e foarte urât, chestia asta nu se face. Trebuie să spuneți când aveți player și mai ales să-mi spuneți mie când am kill-uri. Ok, unde ar putea să... Ok, nu mi-a tras apa. Oare m-a văzut? Oare nu m-a văzut? Ok, presupun că m-a văzut din moment ce este după un copac. Ok, și ceva. De fapt, nu cred că trebuia să dau acum. Na, nu trebuia. Sau? Ok, ce a fost asta? Păi asta e că avea medkit-uri, ăsta nu avea glow-ul. Vreau să văd. Ok, grenez, glow-ul, mersi frumos. Bun, deci avem acum 5 kill-uri. Bine, nu-i chiar atât de mult, mai... Tot mai trebuie să mai adunăm cu ceva. Da, pentru moment a fost chiar ok. Au fost câteva făcute acolo, după aia încă unul și după aia... Pauză. Nu știu de ce, dar cred că din momentul ăsta turnurile o să fie singurul lucru care este ocupat, pentru că... Sunt 5 player și a picat în zona
turnurilor zona. Deci, da, este evident faptul că unul dintre player va avea... Oh, l-a luat pe Ronaldo! Ok, se pare că vedem un glul acolo jos și... bună... what? Ok, haba n-aș întâmplat. Ok, știi ceva, o să-i spam în glul-ul pentru că n-am chef să stau după el. Pam! Nu, de ce? De ce nu-mi ia AVM-ul? Ok, bună ziua, dumneavoastră, ce faceți acolo? Scoateți iar capul ăla, scoateți iar capul... știi ceva? Uite-l, 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 ok. Dumneavoastră, ce vreți să faci? De ce nu? Ok, știi ceva, tu scoate iar capul ăla, că deja m-am enervat și asta nu e bine. Dacă mă enervez eu, e foarte urât, mai ales din partea ta că ești și nu vrei să mori odată, ceea ce nu e ok. Ia o grenadă, nesimțitule, ia. Ia și mori, ia și suferă. Suferă în focuri. Ok, știi ceva. Unde ajung să-mi bat cu playeri? Ok, ce-a vrut să facă? Ultimii doi playeri, se pare că avem aici o luptă foarte dificilă între... doi turnari sau ceva. Ok, știi ceva? Tu, ia... Kid... e ultimul player, ok. Nu, nu muri în zonă, nu muri în zonă, te rog. Vreau să... Ok, meciul ăsta cred că a fost unul dintre cele mai proaste meciuri ale mele, dar da, mă rog, a fost măcar win, e ceea ce contează. Bă, și puteam să am și eu 10 kill-uri sau 9 sau în orice caz mai multe. Da, deci după cum ați putut vedea, dacă nu am skin-uri, nu pot să apăs pe butoane, ceea ce... Ok, știi ceva, punem la loc skin-urile pentru că fără astea, aparent chiar nu putem să tragem și nu e la fel. Bun, și cred că... ok, astea sunt ultimele, pam, pam și... gata. Nu știu, a fost un challenge atât de ciudat, cred că de-aia nu se joacă nimeni cu, nu știu, cu fără skin-uri. Ok, tocmai ce am zis cu fără skin-uri astea, o ducem foarte bine cu limba română, după cum ați observat, până și pe videoclip am avut semne de viață foarte extraordinare. Bun, gata, de ajuns cu glumele, deci cam atât o să fie și cu episodul ăsta. Da, 25.000, ce urmează? Nu știu, e pur și simplu sentimentul ăla că... e mult. Bine, nu e chiar atât de mult, dar pentru mine înseamnă chiar mult. Bun, și cam atât o să fie cu videoclipul ăsta. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul și chiar vreți să-l susțineți, să apăsați pe acel buton de like, să apăsați și pe acel buton de subscribe sau de abonare sau de ce scrie acolo. Și dacă aveți prieteni, nu uitați să le dați un share cu acest videoclip. Eu am fost Alaxin, iar noi ne vedem.